Sfântul Maxim Mărturisitorul este numit așa datorită suferințelor îndurate pentru apărarea dreptei credințe. S-a născut în anul 580 într-o familie importantă, apropiată familiei imperiale a lui Heraclie. Sfântul Maxim a avut parte de o educație aleasă. Cultura sa bogată, atât profană cât și teologică, poate fi observată din scrierile pe care le-a lăsat, caracterizate de o complexitate rar întâlnită a gândirii și de o eleganță a scriiturii care îl apropie de cei mai aleși autori ai timpului său. Tânăr ales, educat, aparținând unei familii importante, a ajuns în scurt timp să acceadă la funcția de secretar imperial. A părăsit după o vreme cariera administrativă, preferând liniștea contemplativă a viețuirii monastice și retrăgându-se în mănăstirea Hrisopoli. Pericole legate de amenințarea invaziilor persane l-au determinat să părăsească mănăstirea și să se retragă pentru o perioadă în Africa. Având darul luminat al înaltei teologisiri, aici s-a preocupat de problema origenismului și de o nouă nuanțare teologică eretică propusă de Cirus de Fasida, devenit episcop al Alexandriei. Având deja reputația unui teolog foarte instruit, Maxim a început o luptă epistolară și mărturisitoare acerbă cu adversarii săi monoteliți, eretici care credeau în mod greșit cu privire la voințele persoanei unice a Mântuitorului Hristos. Atragerea atenției asupra implicațiilor teologice a noii erezii subtile care apăruse a determinat numeroase controverse și convocarea mai multe sinoade locale care au dezbătut această problematică. Sfântul Maxim a ajuns să pledeze pentru cauza dreptei credințe până la Roma, găsind aici susținerea episcopilor Teodor și Martin. Pe acesta din urmă l-a convins să convoace un sinod local care să-i condamne pe eretici. La sinod, desfășurat în 649, au participat 105 episcopi, care au semnat actul sinodal de condamnare a monotelismului. Pentru mărturisirea dreptei credințe, atât Papa Martin cât și Sfântul Maxim au avut de suferit. Martin a fost capturat și trimis în exil, unde a și murit, iar Maxim, deși avea reputația de a fi cel mai important teolog al vremii sale, a fost judecat și exilat și el. A fost readus din exil în mai multe rânduri pentru procese și presiuni, a suferit bătăi și în cele din urmă i s-au tăiat limba și brațul drept, ca să nu mai poată mărturisi adevărul nici cu graiul, nici prin scris. În plus, a fost exilat pentru restul zilelor în Lazica, din Caucaz, Georgia de astăzi. La finalul călătoriei, din cauza suferințelor îndurate, Sfântul Maxim a trecut la Domnul. Deși Sfântul a murit în exil, biserica a biruit în cele din urmă asupra dușmanilor ei, pentru că ortodoxia învățăturii Sfântului Maxim a devenit mărturisirea universală a bisericii. Mâna sa dreaptă, tăiată pentru apărarea prin scris a dreptei credințe, se păstrează până astăzi la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 2010 în Georgia, acolo unde a murit exilat.